Salut, camarazi! E duminică dimineața, e cam răcoare, dar vreau să vă salut cu drag, să vă spun că sunt bine. Tocmai am luat micul dejun la aer liber, o ciocolată cu un paharel de ciocolată cu o bucățică de brânză de capră veche românească și un cârnăcior după nardeal, adică o bucățică de cârnăcior, restul păstrez pentru prânz. Am venit aici să vând miere, e cam răcoare, mai stau puțin că e pustiu și e foarte frig, încerc să mai fac rost de ceva provizii după la o biserică sau două pe aici până apropiere. Vreau să vă vorbesc câteva minute despre firea omului în situații de criză, cu tremure, războaie, ca tsunami, calamități. Și vă dau exemplu Ucrainei. O să vă pun niște videoclipuri după aia, să vedeți cum Bucureștiul e plin de dezertori care și-au părăsit patria și poporul și mormintele și au fugit ca șobolanii ca să scape ei și nevestele și copiilor. Că își salvau nevestele și copiii, era normal, dar au rămas și ei ca șobolanii aici, nu vor să lupte cu arma în mână. Deci, hai să vă spun așa, în cazuri de-astea speciale, cum e un război, să vede cine e lichia, cine e canalie și cine e om. Înțelegeți? Om cu om are. Vă dau două exemple așa. Frații renumiți campion mondial de box, Vitali și Vladimir Klitschko, sunt acolo și așteaptă cu arma în mână invadatorii ruși. Înțelegeți? Deci asta numesc eu un om. Și la bine și la rău să rămâi acolo, să rămâi coloana vertebrală, să rămâi pentru țara ta, ori trăiești, ori mori. Asta e destinul. Știți și voi că Putin a invadat Ucraina de vreo 15-16 zile. De fapt a fost o greșeală catastrofală că s-a văzut acum că Rusia, a văzut toată lumea, e un tigru de hârtie, cum spunea Mao Zedong. Deci un tigru de hârtie. Au vrut să facă ca Hitler, Blitzkrieg, și nu le-a ieșit, că ei nu sunt nemți, așa. S-au împotmolit într-un război de uzură. S-ar putea ca Kievul să fie cum a fost Sankt Petersburg când a rezistat blocadei armatei germane vreo 4 ani. Chiar dacă au mâncat șobolan și pingele de pantofi, au rezistat. S-ar putea ca Kievul să fie mormântul lui Putin și așa am eu impresia. Deci v-am zis, o să vă arăt niște clipuri făcute cu niște mașini bengoase ale dezertorilor ucrainieni în România. La piața Amzei am filmat un cort unde ieri s-a încărcat acolo și am văzut. S-a încărcat sute de pachete cu ajutoare de la români pentru ucrainieni, deși nu merită. Merită să-i ajutăm ca creștini să treacă prin România să nu moară, dar nu merită să-i ajutăm că n-au fost vecini corecți, ne-au furat insula Șerpilor, au făcut canalul Băstroie să ne boicoteze pe Delta Dunării, ne-au furat bugeacul care e al lui Ștefan cel Mare până la Odessa, ne-au furat o parte din Pocuția, Bucovina de Nord e tot a noastră, Ținutul Herța e tot a noastră, președintele lor evreu Zelinski a călcat în picioare minoritatea română, i-a interzis să vorbească, să aibă școli în limba română, la fel ca și minoritatea maghiară, slovacă și poloneză. Deci nu sunt vecini cum să cade, sunt vecini care își merită soarta, zic eu, cu excepția femeilor și copiilor omorâți de ruși care erau nevinovați. Așa? Deci, acum v-am vorbit de frații Klitschko, care foști campion mondial, care luptă acolo cu arma în mână să-și apere patria și Kievul. Și acum să vă vorbesc și despre trădători. V-am arătat mașini de dezertori, deci tot trădători. Acum o să vă vorbesc despre Timoșuc. Timoșuc a fost cel mai un fel de Hagi al Ucrainei, cel mai titrat jucător din istorie, 144 de selecții la naționala Ucrainei. Momentan e antrenor secund la Saint Petersburg, la Zenit Saint Petersburg.
și la chemarea patriei a refuzat să se întoarcă în patrie, să-și apere patria și poporul care l-au hrănit și i-au dat milioane, cât era la Șahtior de Donetsk, a câștigat milioane, cât a jucat acolo cu Lucescu, cât a jucat la San Petersburg, a câștigat o căruță de bani și nu mai vorbim cât a câștigat când a jucat la Bayern München în Germania, știți? E, Timoșuc ăsta parcă zici că e... nu că e mor de foame, zici că n-a mâncat de 100 de ani, a ales să rămână la dușmani, adică la ruși, când patria lui e atacată și călcată în picioare de agresori. Deci, vedeți și voi, în vremuri de criză, unii sunt eroi, unii sunt ceea ce sunt, adică lichele, dezertori și canalii. Și la noi, dacă, Doamne ferește, uite, bat în lemn aici, dacă mâine ar începe un război, toți al de Simion ăștia, patrioții sau generale ăia, după în Parlament, în Senat și după în Camera Deputaților, ăia ar fi primii care ar fugi ca șobolanii din România, cu aver, cu tot, știi? Și noi prostime am rămânea să apărăm Big Mac și Mega Image, știi, cu arma mână, știi? Că patrie nu mai avem. Deci, vă dați seama... Trebuie să vă dați seama că toți oamenii ăștia trebuie tratați la adevărata lor valoare. Majoritatea sunt canalii, lichele, trădători. Cum sunt ăștia care acum își fac viață frumoasă pe hotelurile și apartamente de lux din București, dezertori ăștia ucrainieni, așa vor fi și dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu România, o să rămânem noi prostimea să apărăm țara cu prețul vieții. Șmecherii o să fugă imediat, că ei unde au portofelul, au și inima, știți? Și în general portofelul lor e până Elveția, până Dubai sau pe Miami, știți? Deci acolo fug. Deci, camarazi, învățați să socotiți și să cântăriți oamenii după adevărata lor valoare, nu după vorbe, ci după fapte, pentru că avem 220.000 de lichele, de trădători, de canalii, de dezertori în România care au distrus țara asta completă. Deci învățați să gândiți că nu doare, fiți vigilenți, nu vă lăsați prostiți, nu mai vă duceți ca vitele la alegeri, că pe cine alegeți, tot pe ei alegeți, indiferent cum se numesc, tot ei sunt, știți? Deci nu mai vă duceți ca vitele la abator la alegeri, nu mai votați pe nimeni. Deci țara trebuie condusă de comitete populare formate din muncitori, din oameni de bine, nu de licele care se dau patrioți, care au șefuit țara și de trădători. Au vândut-o și la ruși și la băcari. Deci, camarazi, rămânem, ținem aproape precum catarii umăr la umăr. V-am zis, sunt bine, sunt sănătos, trăiesc, am tonus, am optimism, am băut o ciocolată caldă, deci mă simt în formă, ne vedem data viitoare. Pa, camarazi!